Bună ziua, sunt Bogdan Alecu și bine ați venit la o nouă emisiune Zefe Logistica Business-ului, un program realizat de Ziarul Financiar și Ellie Parks. Astăzi îl avem invitat pe Remus Hațegan, directorul executiv al Promelec, o companie din Cluj care produce și comercializează atât panouri de medie și joasă tensiune, cât și multe alte componente pentru sistemele electrice. Bună ziua, domnule Hațegan, mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună ziua, cu drag și eu mulțumesc pentru invitație. Domnule Hațegan, cum au fost vânzările în primul semestru al acestui an? Care au fost provocările pe care le-ați depășit acum în prima parte a lui 2023? Vânzările au mers bine, una peste alta, într-un mediu destul de provocator, așa cum ați menționat, pentru că piața arată foarte special în perioada aceasta. În primul rând, este un climat incert, un grad de predictibilitate redus și totodată observăm cicluri foarte accelerate în dinamica pieței. Totodată piața este mai polarizată față de obicei, adică observăm că se identifică mai bine cele două grupuri, adică cei care câștigă cotă de piață și respectiv cei care pierd din cota de piață. Și de asemenea apar o serie de elemente noi care compun climatul nou de piață. Adică aici mă refer la situația geopolitică actuală, la diferite fonduri europene care vin în țara noastră, la apetitul pentru dezvoltare care este pe un trend ascendent în țara noastră, dar sigur, în balanță și cu provocări specifice pieței, duc așa la un climat dinamic și destul de interesant. Și ca să răspund concret la întrebarea dumneavoastră, noi estimăm că o să închidem un prim semestru bun în condițiile actuale, în sensul că estimăm o creștere cu doi digiți față de vânzările de anul precedent, cu toate că foarte probabil că nu o să ajungem la nivelul pe care ni l-am propus, un nivel destul de ambițios, dar în condițiile actuale suntem satisfăcuți cu ce considerăm că o să reușim pentru primul semestru. Și cel mai important, am ținut în continuare de planul de dezvoltare și de investiții, pentru că suntem pe un scenariu de dezvoltare și în condițiile actuale suntem destul de confortabili pentru că vedem că putem să ținem planul pe care ni l-am propus și că acesta clar își va aduce roadele în perioada următoare. În ce constă planul de investiții? Investiți în mai mult în producție, în spații de depozitare, în pregătirea angajaților? Investim pe multe planuri, pentru că la începutul anului am elaborat un plan de dezvoltare care vizează aproape toate liniile de business ale companiei. Noi suntem prezenți în piață cu o amprentă destul de complexă, care este combinată în activitatea comercială, care reprezintă de fapt și ADN-ul companiei, și activități conexe, așa cum le denumim noi. Și aici aș menționa câteva, cum ar fi o activitate, practic o divizie de automatizări de clădiri, de BMS, pe care am dezvoltat-o în urmă cu ceva ani și care deja începe să atingă un nivel destul de interesant pentru businessul companiei. Divizia de energie verde, care reprezintă de asemenea un element suplimentar față de activitatea tradițională comercială pe care noi o derulam, și desigur activitatea de producție, la fel a venit, s-a alăturat relativ recent, mă rog, deja au trecut 12 ani, destul de repede dacă stau să mă gândesc, dar s-a alăturat mai recent portofoliului nostru de activități. Deci, ca atare, am elaborat planuri pe mai multe din aceste activități. Poate cel mai important ar fi cel în zona de producție. Și producție pentru noi înseamnă, de fapt, o activitate în care uzinăm, echipăm tablouri de automatizare destinate majoritar segmentului industrial, dar pe lângă activitatea de echipare propriu-zisă, mai avem și alte procese care compun, de fapt, totalul activității de producție, cum ar fi încărcare de software în echipamentele care fac parte din aceste tablouri, testare pe diferite standuri și, în funcție de necesități, și punerea în funcțiune la sediul partenerului clientului, împreună cu completarea activităților cu conexiuni de
sisteme pneumatice și hidraulice. Adică acoperim un spectru relativ larg în zona aceasta de uzinare. Uzinare propriu-zis înseamnă echipare de tablou. Și practic aici avem un focus deosebit în perioada aceasta, pentru că vedem un potențial de dezvoltare în această industrie. La rândul nostru am parcurs niște etape prin care am contribuit la zona de expertiză, avem o echipă pregătită, ne-am demonstrat cumva capacitatea de a soluționa provocări și a satisface partenerii pe care deja îi avem și suntem pregătiți să facem un nou pas către dezvoltare. Așa, să dau câteva detalii despre ce derulăm. În primul rând, urmează să ne mutăm în curând, într-un viitor de maxim 2 săptămâni, într-un spațiu mai generos, în 1800 de metri pătrați. Zona de producție reprezintă aproximativ de 3 ori mai mare suprafață față de suprafața pe care o avem momentan. Am dotat colegii sau, mă rog, am dotat spațiul cu bancuri de lucru complet noi, care aduc un plus de ergonomie prin modul în care sunt făcute. Vor fi dotate și cu elemente digitale, fiecare să dispună de o tabletă care asigură monitorizarea pașilor din procesul de producție și metrici care ne ajută să lucrăm la eficientizarea acestora, dar și o prepregătire pentru viitori pași de automatizare, pentru că permit echiparea cu senzori de măsură, camere video care să verifice procese, astfel încât să putem să facem pași permanenți în zona aceasta de automatizare a proceselor. Totodată am investit și în echipamente mai speciale de automatizare. Avem o mașină de prelucrat, echipamente metalice CNC, comandă numerică, care asigură un soi de producție automatizată pentru acest tip de proces. Și suntem în continuare interesați să continuăm această dotare cu utilaje de automatizare. Suntem în discuții deja și pentru astfel de echipamente asemănătoare, dar pe alte tipuri de procese. Considerăm automatizarea procesului de producție ca fiind esențială pentru un viitor de succes și eficient, dar nu în ultimul rând investim și în echipă, pentru că ne preocupă dezvoltarea colegilor externi și totodată completarea echipei cu expertiză suplimentară. Așa că este un pachet care compune, de fapt, linia pe care ne propunem să mergem cu activitatea de automatizare. Iar obiectivul pe care îl avem este să putem să fim mai prezenți și în piața locală și să abordăm partenerii într-o manieră inedită, în sensul că momentan mergem cu soluții la cheie și vrem să păstrăm în continuare această abordare, dar pe lângă asta segmentăm procesele din cadrul producției în procese mai clar delimitate și vom personaliza activitatea noastră pe nevoia clientului, adică dacă cineva dorește doar prelucrare mecanică, oferim doar prelucrare mecanică, sau realizarea kitului de cabluri, oferim doar realizarea kitului de cabluri. Adică vrem să fim mult mai dinamici și mai aproape de partenerii noștri prin servicii adaptate nevoilor lor. Asta este planul pentru viitorul apropiat. Și nu în ultimul rând, menționam cele 3 direcții importante, adică partea de BMS, energie verde și partea de producție. Ne propunem să abordăm piața în această tendință de eficiență energetică. Eficiența energetică, din punctul nostru de vedere, vine din 2 direcții importante, adică producția de energie verde, dar și economia de energie, care este importantă, cel puțin în aceeași măsură ca și producția. Și atunci, prin combinarea elementelor pe care le avem în cele 3 capitole descrise, o să mergem cu un pachet complet de eficiență energetică către partener, adică atât producția de energie verde, dar cât și economia pe care o propunem prin integrarea sistemelor de automatizare și eficiență energetică care satisfac fix acest capitol. Anul trecut și anul acesta, cam ce procent din business va fi reprezentat de producția pe care o realizați? 10% aproximativ.
Este încă o pondere relativ mică, dar este în creștere, pentru că am pornit cu o pondere mai mică și planul este ca în următorii 3 ani să ajungem la cel puțin 15% din cota de business a companiei, în condițiile în care, sigur, ne propunem dezvoltare și pe businessul tradițional, adică nu o să stăm în loc cu businessul mare al companiei. Vedeți o cerere mai mare pe acest segment de reducerea consumului de energie, inclusiv pe BMS, pe Building Management System? Da, da, vedem o cerere în creștere. Pe asta piața s-a modelat destul de mult și aici, pentru că în urmă cu câțiva ani cerința cea mai importantă venea din zona de consum privat, adică mai precis case și venind dintr-o dorință de confort și creșterea nivelului de echipare a spațiului în care fiecare trăiește, dar ușor, ușor tendința aceasta de green, cum se zice, și eficiență energetică a preluat conducerea și totodată suntem foarte bucuroși să vedem că multe clădiri deja încep să intre în acest vizor și business-ul nostru s-a schimbat destul de mult ca și pondere, în sensul că de 2 ani începând predomină clădirile în detrimentul caselor și nu invers și totodată sunt destul de multe investiții publice în acest sens, adică este interes mare și fonduri în care se investesc în zona de licee, grădinițe, primării, centre culturale, e că pare să fie o direcție interesantă pentru astfel de aplicații. Spuneți mai devreme de un nou spațiu de 3 ori mai mare decât cel actual. Reprezintă o extindere sau o relocare a producției? Este o relocare. Da, este o relocare completă. Ne ajută să fim și mai compacți față de formula în care lucrăm acum, în sensul că absolut toate echipamentele care vor compune stocul necesar produselor vor fi acolo, într-un spațiu compact. Momentan avem 2 locații în care servisăm, să zic așa, producția din punct de vedere logistic și am considerat că este un pas important în eficiență. Spațiul este în proprietatea Promelec. Spațiul este în chirie. Strategia noastră este să avem spații în chirie, adică nu avem spații proprii pe Promelec. Și dezvoltator cine este acolo? Cine a construit? Și cine îl are în proprietate? Este o firmă de investiții logistice care se ocupă cu asta și are mai multe spații. Pentru că este un, chiar discutam în ultimele luni tot mai des cu dezvoltatorii de spații industriale și logistice, că ei văd o expansiune tocmai pe acest sector de producție, pentru că chiar dacă producția închiriază, să spunem, nu știu, 1.000-2.000 de metri pătrați, după aceea mai au nevoie de încă alte 2.000-4.000 de metri pătrați pentru depozitarea producției. Așa e, așa e. Așa e. Și menționam mai devreme de contextul geopolitic, care face ca România să devină din ce în ce mai atractivă pentru relocări de producție. Este cumva zona estică încă care pare cea mai sigură și care oferă facilități de producție și clar pentru noi asta reprezintă un potențial mare atât ca și țară, cât și pentru diferite business-uri care se pot conecta de acest fenomen. Și, da, e clar. Dar cei de la Electra trimit și către România producție? Aveți și o cerere din partea lor? Nu, noi avem separate cele 2 producții. Este totuși un soi de conexiune în sensul că avem 2 parteneri comuni, spanioli, pe care ei îi servisează în Spania, noi îi servisăm în România, pentru că au puncte de producție în România, dar cele 2 producții sunt independente. Sigur, facem knowledge sharing și ne consultăm pe diferite provocări în ceea ce privește planificarea producției și așa mai departe, dar producțiile în sine sunt distincte. Am înțeles. Mai departe, în al doilea semestru, cum vedeți evoluția business-ului? Atât vânzări cât și producția. Păi, din punct de vedere producție, lucrurile ar trebui să evolueze accelerat pentru noi, pentru că
Așa cum ne place să procedăm de fiecare dată, în orice activitate derulăm, prima dată ne pregătim și după aceea ne aruncăm către piață, la fel procedăm și în cazul producției și considerăm că în următoarea lună aproximativ o să fim pregătiți să începem să mergem mai activ și dinamic către piață și ne așteptăm să apară rezultate deja suplimentare. În ceea ce privește producția pe care o derulăm deja pe partenerii existenți, nivelul este aproximativ constant. Nu știm că nu avem predictibilitate pe un orizont foarte lung, dar așa se pare că o să fie un nivel constant. Ca atare, acolo vedem o dezvoltare destul de importantă, mai ales în Q4 al acestui an. În businessul clasic, să zic așa, mizăm de asemenea pe dezvoltare, pentru că, virgulă, climatul pare să fie de așa natură, în primul rând, adică se vorbește de inflație în scădere și care se proiectează pentru a ajunge la un digit, se vorbește de corecție economică sau dezvoltări economice în sus. Aceste informații de obicei sunt informații care energizează pozitiv piața, iar suplimentar diferite fonduri care apar și încep să fie lansate în țară vor antrena pe orizontală cu siguranță diferite business-uri. Și menționați mai devreme de AFM, dar într-adevăr este un apetit spectaculos în zona aceasta de mai ales panouri fotovoltaice, pentru că până acum sesiunile de AFM s-au derulat pe 3 regiuni, pe fiecare regiune s-a înregistrat timp record de epuizare, deci asta clar arată că este un interes mare. În ceea ce privește acei interesați care nu au reușit să se înscrie și care nu o să acceseze, considerăm că reprezintă de asemenea un punct de interes pentru implementare, pentru că efectul cel mai important al acestor sesiuni, din punctul nostru de vedere, este acela că, virgulă, clarifică lucrurile. Adică sunt mulți doritori care și-ar dori clar să deruleze investiția prin AFM, dar sunt foarte dispuși să deruleze din fonduri proprii dacă nu accesează acest fond, pentru că oricum sistemele sunt eficiente și ajută. Noi am făcut și niște simulări care arată care este nivelul de energie economisit prin implementarea foarte rapidă a sistemelor fotovoltaice și convertit în economie financiară și arată că undeva în 2 ani, dacă lucrurile se mișcă repede și situația este nu optimistă că nu accesezi acel fond AFM, deja ajungi într-o zonă de echilibru. Adică sunt mai multe abordări aici și vedem că în perioada următoare lucrurile se vor dinamiza și în zona aceasta de panouri fotovoltaice. Adică oamenii vor începe să dea drumul proiectelor, cu alte cuvinte. Vedeți cerere mare și pe segmentul persoanelor juridice și pe cel al persoanelor fizice? Cu panouri, din partea panourilor, pentru panouri fotovoltaice? Da, interesul și cererea sunt mari și echilibrate pe ambele segmente. Pentru că acum nivelul de preț și totodată climatul în jurul energiei electrice sunt ceva mai bune decât au fost în urmă cu câteva luni, un an. Dar ce s-a întâmplat atunci a fost un soi de semnal de alarmă că lucrurile se pot schimba relativ repede și nu știm. Adică este foarte dificil să previzionăm cum vor evolua lucrurile, în ce măsură prețul va crește la un moment dat, în ce măsură disponibilitatea energiei va redeveni o provocare sau nu și cumva aceleași sentimente le împărtășesc majoritatea oamenilor, fie că sunt reprezentanți ai persoanelor juridice, fie că sunt persoane fizice, dar se uită cu mare interes în zona aceasta. Și pe de altă parte, nivelul de tehnologie la care s-a ajuns în sistemele fotovoltaice propune o întoarcere a investiției în funcție de consumuri undeva între 4 și 6 ani, ceea ce este destul de bine atât din punct de vedere al consumului propriu, cât și din punct de vedere al unui eventual model de business în producerea de energie. Așa că interesul este mare în continuare. Vă așteptați ca segmentul pe care activați să fie unul
tot mai important în anii care vor veni. Vă întreb pentru că odată avem cerere pentru panouri fotovoltaice, piața mașinilor electrice va merge cu siguranță numai în sus de acum înainte, având în vedere că în 2035 nu se vor mai vinde mașini pe benzină sau motorină în Europa, și având în vedere și evoluția poate impredictibilă a prețului energiei, fiecare se va orienta către a-și produce cât mai mult energia? Noi ne considerăm norocoși, dacă pot să zic așa, că activăm în acest domeniu, pentru că, exact cum ați enumerat și anticipat, așa considerăm și noi că domeniul energetic și tot ce este conectat de energia electrică o să devină din ce în ce mai important în perioada următoare. Și suplimentar, noi așa vedem că, indiferent de cum va evolua tehnologia, digitalizarea în diverse domenii, va fi nevoie de energie electrică și va fi nevoie de energie electrică din ce în ce mai mult. Cu cât progres tehnologic, cu atât mai multă nevoie de energie electrică. Deci, ca atare, suntem siguri că domeniul va fi unul de viitor și în creștere. Desigur, pe de altă parte, acolo unde lucrurile sunt foarte apetisante, la fel și concurența este în creștere, pentru că avem exemplu cel mai recent al sistemelor fotovoltaice, unde mulți concurenți s-au polarizat foarte repede, dar pe de altă parte suntem convinși că, la fel ca în fiecare activitate, cei care pot să ofere servicii profesioniste corecte și care au tradiție bună în piață, vor avea de câștigat în continuare. Și este fix direcția pe care ne dorim să mergem și noi în continuare, adică o direcție constantă și corectă de dezvoltare pentru companie pe toate liniile de business pe care activăm. Și în semestrul al doilea, care vedeți a fi provocările cele mai mari? S-au scumpit sau se vor mai scumpi echipamentele? Provocarea cea mai mare ar fi, dacă îmi permiteți așa și o nuanță de glumă, că nu știm care vor fi provocările cele mai mari în semestru 2, tocmai din cauza că lucrurile sunt dinamice și impredictibile, dar sigur că avem câțiva parametri la care ne uităm. Pe de o parte, prețul materiilor prime este într-o ușoară scădere și depinde de intervale de timp stagnare. Deci, foarte probabil că nu o să meargă înapoi în sus în semestru 2, dar cu toate acestea, costurile afiliate, cum ar fi costurile cu energie, costurile cu mâna de lucru și așa mai departe, vor duce la scumpiri de materiale în continuare. Foarte probabil că mult mai domolite față de ce s-a întâmplat anul trecut, adică într-un context normal de piață, așa estimăm. Sunt zone foarte emergente, cum este partea de panouri fotovoltaice și toate elementele care țin de sistemul fotovoltaic, unde se pare că trendul este de ușoară scădere a nivelului de preț pentru acestea din cauza concurenței și presiunii. Deci acela oferă un alt tip de climat și abordare. Iar provocarea majoră, credem că poate să vină din diverse modificări ale tendințelor pieței pe diverse tipuri de segmente. Deci cam acesta ar fi nivelul maxim de provocare, dar care aduce deopotrivă și oportunitate, pentru că cu cât reușim să fim mai dinamici în abordarea pieței și să anticipăm și să ne sincronizăm mai bine cu acele segmente care performează pe unități scurte de timp, cu atât avem șanse să fim din zona celor câștigători. Una peste alta, dacă ar fi să concluzionez legat de întrebarea dumneavoastră, este că ne uităm cu optimism la semestru 2. Adică avem toate motivele să credem că semestru 2 va fi un semestru mai bun decât primul semestru, care nu a fost un semestru rău la rândul lui. Expansiunea producției înseamnă de obicei și recrutare de noi angajați. Câți oameni veți angaja în 2023 și îi pregătiți la locul de muncă, îi luați gata pregătiți, veți investi în vreun fel în sistemul dual, în școala profesională din România? Aș răspunde cu la ultima întrebare și după aceea ajung și la prima. Suntem deja conectați cu școala din România și de aproximativ 3 ani derulăm un
program parteneriat cu școala profesională din Cluj, care pregătește viitori electricieni. Este un program de succes la care am ajuns destul de anevoios, dar este un program de succes care, pe scurt, vizează practica pe care o derulează elevii la noi în companie pe parcursul unui an, după ce termină școala, în funcție de cum ne potrivim unii cu alții, atunci decidem de comun acord continuarea colaborării în calitate de angajat. Dar este un program care ne aduce multă satisfacție, în primul rând că avem șansa să oferim condiții de dezvoltare elevilor și mai mare satisfacție că vedem că aceștia sunt interesați și că lucrurile chiar se conectează. Adică cumva se vorbește paradoxal de noua generație și lipsa de interes pentru dezvoltare, dar pe de altă parte, în condițiile corespunzătoare care să fie și atractive pentru ei, pare că sunt oameni foarte productivi și interesați să se dezvolte. Deci, ca atare, dezvoltăm deja acest parteneriat pe care îl susținem cum putem, diverse metode, fie sponsorizări, fie susțineri de acțiuni, au diverse deplasări și așa mai departe. Deci este un parteneriat win-win și de acolo, în ultima perioadă, am adus colegi în echipă pe care clar îi învățăm și îi formăm așa cum ne dorim, dar sigur că și zona de expertiză gata formată este interesantă. Acum suntem destul de bine calibrați pentru sprintul de creștere pentru perioada următoare, dar suntem permanent interesați și deschiși oportunităților de dezvoltare a echipei cu colegi valoroși. Deci, ca atare, avem în plan pentru perioada următoare undeva 4-5 poziții de dezvoltare și în funcție de cum arată lucrurile, suntem foarte deschiși să mai aducem. Adică, procedăm astfel mai toate activitățile din companie. Am înțeles. Ok, vă mulțumim foarte mult pentru interviu, domnule Hațegan. Mult succes în continuare cu producția și așteptăm o creștere de două cifre și în semestrul al doilea. Mulțumesc frumos! Așa să fie, cum ziceți. Mulțumim încă o dată, mulțumesc și telespectatorilor noștri și vă doresc o zi bună în continuare. La revedere!